Casa voastră e curată. Ce? Mai tare? Are furnicături așa, nu? Ai furnicături? Că vine așa mai repede? Ca și cum te înțeapă așa, nu? Nu mă înțeapă! Da, mă, vine așa. Uite, acum ești ca ăsta de aici, uite, uite. Acum ești ca ăsta nervos și înainte erai ca ăsta fericit. Și acum dacă te-ai enervat, uite cum s-a făcut ăsta așa verde, vezi? Ce tare! Milan, când obosește, ne pune să-l luăm pe umeri și pentru că stă foarte mult acolo și se ține foarte strâns, îi amortez genunchii și începe să plângă și ne spune că-l dor foarte tare picioarele, că îi amortez. La Dragoș îi amortez după 5 minute, că Dragoș e mai mare, el stă cu picioarele foarte depărtate. Și atunci îl iau eu de asta, îl care eu totdeauna pe urcările astea și nu Dragoș, pentru că îi amortez picioarele mai repede la Dragoș. A plâns, l-am liniștit un pic și a fost totul bine. Uite, te țin așa! E bine așa? Te mai doare dacă te țin așa din față? Da, și cum vrei să te țin? Mai plângi? Vrei să mai plângi? De ce vrei să mai plângi? Stai așa să-ți bate picioarele. Gata, mami, gata. Dă-mi eu și mie aia. Hai ca să-l tragă Sana puțin mucișorii. Adică gata. Avem hai atâta ca lucruri să... bune care putem să le dăm decât să fumeze plânsul. Dă-mi eu. Hai.
Așa, și în partea asta? Hai, mă, nu poți? Mai. Hai, mă, mai. Hai, mă. N-ai, mă, că-s aici. La aici, ia uite-l. Totul se învârte în jurul celor mici. Suntem amici de pitișul lipit. Ești bine? Te iubi. O, uite-l. Un pic, ca să nu mă ciupi. Acest individ special. Ce, mă, cu oamenii, mă? Uite-l cum stă. Privește, mami, este atins de forța lui Zamoxe. Băi! Oh, Nadi! Bosule! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Voi ce faceți, mă? Ah! Aaaa, acum e toamnă, da. Bă, te mănânc, mă. Bă, te mănânc, mă, te mănânc. Vrei urâtele? Animals in their habitat. Natural habitat. Am mai fost la, într-un punct energetic. Mai multe puncte energetice, ăsta a fost unul dintre cele mai puternice, poate chiar cel mai puternic. M-a lovit, s-a lăsat așa o liniște, am fost întâmpinat și de o ceață de aia mistică, așa, foarte dubioasă. A fost foarte interesant, absolut, de când am intrat în pădurea aia și eram înconjurat de ceață, dintr-o dată s-a luminat tot. Am văzut pietre în stânga, pietre în dreapta și în mijloc erau niște, nu știu, un fel de pilon din lemn așezat sistematic și ei zic wow, niște ovale de aia așa superbă, plăcut. Nu, foarte interesant, foarte interesant. Am pus și pe Instagram și toată lumea mi-a reproșat, pe toți pe care i-am adus în România, străini, prieteni de-ai mei, mi-au reproșat că de ce nu i-am dus și pe ei acolo, că era foarte, foarte tare. Copacul ăsta are ceva special. Asta? Da, nu simți? Nu știu cum este. E nu prea, papa. E o... Ce cheamă asta? Se cheamă asta? Ce acolo? A citat acolo. E de la grădini. De la asta. De la... Ca la grădii. La grădii? Ca la grădii, mami? Da. Da, grădinița de copii? Nu, asta, de... Te-ai pierdut poezia, l-ai terorizat pe grădinița frumoasă. Grădinița de copii? Nu, copii, grădii. Plină e de jucării? Nu, plină de jucării, nu e. Ia zi, unde l-ai văzut tu? Nu, nu e! Era goală? E goală, nu e așa. Dar cum e? N-aveți jucării la grădini, nu? Am jucării. Nu are jucării dinozauri la grădini. Aveți dinozauri la grădini? Da. Eu oricum eram buimac, eram spart de energia aia ce e acolo. Crede-mă, mă durea capul, m-a durut capul instantaneu. Băi, doresc un moment de reculegere. Sub copac acolo, să le ține un pic mai puțin. Unde te duci acum? Gata? Păi am urcat 30 de minute ca să stau 5? N-am știut de existența acestui loc. E prima oară când aud și sunt clar convins că o să mă mai...